Bună, dragii mei, sunt Codrina Oana și astăzi aș vrea să fac un video rapid și scurt, cât se poate de scurt, pentru că sunt convinsă că aveți nevoie de anumite explicații legate de ce se întâmplă în această perioadă. Este o perioadă foarte intensă, este o perioadă binecuvântată, dar care vine cu foarte multe provocări. Provocări atât pe plan fizic și în mod special pe plan fizic, și am să vă explic imediat ce se întâmplă și o să vă dau și veștile bune, pentru că există atât partea frumoasă a lucrurilor, dar există și acea parte care este mai puțin bună și aici vorbesc exact de aceste provocări fizice care apar din senin. E o perioadă foarte intensă, dar care se manifestă prin tot felul de situații limită în relații și stări de rău, cu stări care apar pur și simplu din senin și eventual vechi suferințe care se agravează, sau pur și simplu noi suferințe care au apărut din senin și de care nici măcar nu știați și acum treceți printr-o perioadă grea. Asta este o parte. Altă parte sunt acei oameni care nu neapărat experimentează stări de rău așa, ci pur și simplu trec prin viroze, deci este o altă formă de manifestare, prin viroze foarte urâte în care transpiră, le este rău, n-au putere, n-au putere să-și ducă sarcinile pe ceea ce au de făcut, n-au putere să-și ducă ziua cu sarcinile ei, febră, bineînțeles, greață și așa mai departe. O să enumăr la sfârșit cam toate simptomele care sunt. La toate astea se adaugă, și cred că foarte mulți dintre voi ați observat, faptul că visați foarte urât, sunt acele vise lucide în care vă apar din senin tot felul de situații și de cele mai multe ori sunt situații legate de familie, da? Bineînțeles, totul pare ireal, dar vă treziți ca și cum n-ați mai fi dormit, n-ați fi dormit deloc, și cu o stare foarte, foarte proastă. Ce se întâmplă? Este o perioadă binecuvântată, nu n-am luat-o razna, nu. Vă spun exact ce se întâmplă, este o perioadă binecuvântată pentru că ne eliberăm karmic. Pur și simplu, o parte și mare parte din noi și din cei care am lucrat și chiar și din cei care au lucrat mai puțin, nu asta contează, o parte din noi care am făcut contracte ca și lucrători în lumină ne eliberăm karmic. Cum se fac aceste eliberări karmice? Să știți că în această perioadă, din ce am înțeles eu de la ghizii mei și din ce am observat eu, aceste eliberări se fac și prin vis. Și o să vă atrag un pic atenția, o să vă povestesc scurt un vis de-al meu pe care nu l-am înțeles timp de vreo câteva zile și după aceea am înțeles ce trebuia lucrat. Deci aceste vise care vă apar pur și simplu ca să vă ajute să eliberați karmic niște lucruri, dar să le și înțelegeți. De exemplu, eu am avut un vis în care pur și simplu eram cu familia mea, părinții mei care nu mai trăiesc, și eram în jurul unei mese în care erau foarte mulți bani care dispăreau. Da? Și ne tot întrebam ce se întâmplă, dar noi din ce simțeam eu și vedeam în vis, eram ok ca și familie, dar banii dispăreau. După câteva zile de analizat acest vis,
câteva zile în care m-am analizat pe mine și familia mea, am ajuns la concluzia că da, exista și v-am mai spus asta și în alte videouri de ale mele, acea frică de sărăcie. Deci acea frică de sărăcie acum se eliberează, da? Și cei care știu și lucrează cu asta, vindecătorii, cei care lucrează, știu să lucreze energetic, ea se poate elibera, este suficient o ceremonie, două, și te poți elibera de aceste lucruri care sunt de aceste frici care sunt pur și simplu în memoria celulară, da? Și trebuie să eliberate. Iar visele vin cu un dublu scop, acela de a conștientiza ce se întâmplă în tine și în familia ta, dar și de a elibera. Deci dacă lucrați cu cineva, povestiți visele voastre și încercați să le înțelegeți, pentru că sunt niște tipare care acum absolut au binecuvântare divină ca să le eliberăm și să ne vindecăm. Ce mai este specific în această perioadă? Și aici revin la un video vechi de-al meu în care vă povesteam atunci când vă povesteam limite, cum trebuie să punem limite atunci când aveam părinți toxici, și vă povesteam că totul se adună în câmpurile noastre, în câmpul nostru emoțional și sunt tot felul de blocaje care de cele mai multe ori după ani și ani, ceea ce nu mai este valabil acum în noua energie, dar în vechea energie, după ani și ani, aceste blocaje se manifestau prin boli. De ce? Pentru că noi nu știam să ne luăm puterea înapoi, nu știam să punem limite, noi ne consumam pentru tot ce se întâmplă în familia noastră, dar fără să înțelegem exact adevărata cauză. Și nu înțelegeam felul în care trebuie să lucrăm în așa fel încât să ne eliberăm. Toate aceste blocaje însă sunt în corpul nostru, sunt prezente în corpul nostru și nu contează că ele s-au manifestat printr-o boală sau pur și simplu există și așteaptă acel moment în care să apară, să iasă la suprafață, să se materializeze. Aceste blocaje sunt în corpul nostru. Și nu numai din viața asta, sunt și din alte vieți, le cărăm cu noi din alte vieți. Ce se întâmplă în această perioadă ies la suprafață special ca să le putem elibera și vindeca. De aceea, în această perioadă este foarte normal, ca să zic așa, sunt foarte normale acele simptome bruște care apar. Care apar din senin la modul de pur și simplu blocaje, pur și simplu vă înțepenește umărul sau mâna sau piciorul sau vă apar pusee bruște de tensiune sau se întâmplă lucruri la care nu v-ați așteptat. Toate acestea vin în ideea de a fi eliberate și se pot elibera foarte ușor. Încă o dată, cei care știu să lucreze energetic eliberează karmic, se fac acele eliberări karmice. Se poate îndepărta ușor din memoria celulară și din memoria vieților pe care le-am purtat cu noi de suferință. Ne eliberăm și suntem ajutați nu numai prin aceste conștientizări, pur și simplu apar aceste blocaje special pentru a fi eliberate și vindecate și la asta se adaugă și acele vise care apar la fel și prin aceste vise noi curățăm și ne eliberăm. Deci nu este o perioadă ușoară, va fi o perioadă foarte încărcată până la sfârșitul anului, totul va fi din ce în ce mai intens, dar asta este special pentru a primi binecuvântările de care avem nevoie, trebuie să ne eliberăm foarte mulți dintre noi, trebuie să ne eliberăm de bagajul pe care l-am purtat cu noi vieți și vieți de-a rândul. Și în așa fel încât, începând din februarie 2023, să pășim pe un alt nivel de evoluție, pe o altă linie temporală. Și din această cauză, totul este atât de
atât de intens și atât de neplăcut. Să nu credeți că eu sunt menajată și la mine lucrurile sunt simple, nici la mine lucrurile nu sunt simple. Apar tot felul de blocaje, apar tot felul de stări, de la o zi la alta altceva, care sunt sau durează 2-3 zile, le rezolv, apare altceva. Deja de 3 zile îmi doresc, când vine seara, stau și mă întreb ce o să mai fie, pentru că mă trezesc extrem de obosită și cu senzații extraordinar de ciudate. Ca și simptome, sunt puțin în criză de timp și din această cauză mă vedeți un pic agitată, încă puțin îmi încep terapiile. Ca și simptome, dureri de cap, presiune în cap, dureri cumplite pe coloană, presiune la nivel de inimă, apar anxietățile foarte mari, ne este greu să respirăm și nu putem, nu simțim doar în piept, simțim și în partea din spate, partea adiacentă spatelui, deci care corespunde pieptului, dureri lombare, dureri musculare. V-am spus, unii dintre noi avem viroze foarte, foarte urâte. Nu ne putem aduna. Uităm de la mână până la gură. Nu suntem în stare să ne adunăm nici la servici. Totul ni se pare că este pe repede înainte și la toată asta se adaugă greața, binecuvântata greață, de care cred că foarte mulți dintre voi suferă. Se adaugă inflamația intestinelor. Apropo, să știți că și inflamația intestinelor înseamnă ceva, da? Înseamnă lipsa de bucurie și emoție, deci nu ne putem bucura cum trebuie, nu știm, trebuie să învățăm să ne bucurăm și asta o vom face doar învățând să ne bucurăm din lucruri simple, din faptul că, de exemplu, este urât acum afară și avem o stare proastă, dar suntem în casă și suntem la căldură și atunci binecuvântăm ziua și mergem mai departe. Deci apar și probleme intestinale. Chakra 1 și 2 sunt extraordinar de solicitate și aici vorbesc și de organele din jurul lor. Iarăși mergem foarte des la baie, facem pipi foarte des, pur și simplu ne curățăm, ne eliberăm și ne vindecăm. Nu e ușor. Sunt simptome foarte dure, la toate astea se adaugă stările sufletești, emoționale, care sunt pentru fiecare în parte diferite și greu de dus. Dacă e să mă întrebați pe mine și sper din toată inima să n-am dreptate, dar să știți că aceste sărbători vor veni altfel. Va trebui să stăm cu noi, vom dori să fim singuri, vom dori să mâncăm ușor, chiar dacă ne vom întâlni și vom încerca să petrecem, bucuria nu va mai fi la fel. De ce? Pentru că v-am spus, până în februarie, unii dintre noi trebuie să ieșim eliberați de foarte multe lucruri și să putem păși pe noi o linie temporală. Deja anul 2023 este despre altceva și asta o să vă povestesc la începutul anului. Ce mai este specific pentru această perioadă, în afară de dureri musculare, de dureri de oase, tot ceea ce este nerezolvat în voi și în viața voastră este la suprafață. De ce? Pentru a fi eliberat și vindecat. Dacă lucrați cu cineva, este mult mai ușor, pentru că în momentul în care conștientizați cum stau lucrurile, terapeutul cu care lucrați poate să facă sesiuni speciale, să vă ajute să treceți mai ușor și să șteargă din memoria celulară ceea ce este de șters.
Dacă lucrați singuri, este mai greu, va trebui să intrați în meditații, va trebui să vă înțelegeți pe voi, va trebui să începeți să analizați mama, tata, bunica, ce lecții sunt comune, ce aveți de curățat și de eliberat. Pe scurt, e o perioadă intensă, este o perioadă grea pentru foarte mulți dintre noi, dar este o perioadă în care apar vindecările, apare eliberarea de karmă, se întâmplă lucruri minunate, inclusiv începe, din ce am văzut eu, începe acel reverse aging, deci ne oprim și din procesul de îmbătrânire, se începe să se mai oprească, nu vom mai îmbătrâni chiar așa. Totul este cum lucrați, să vă doriți să lucrați, să vă doriți să vă schimbați, să vă doriți să aveți acele conștientizări care nu sunt ușoare pentru nimeni, și modificările și lucrurile minunate se vor întâmpla în viața voastră cu siguranță. Cred că am spus cam tot. A fost doar așa un mic video în care am simțit nevoia să vă povestesc ce se întâmplă în această perioadă și cum va continua până la sfârșitul anului, inclusiv începutul lunii ianuarie. Dacă e să mă întrebați pe mine, este perioada perfectă pentru a lucra cu voi, pentru a vă cunoaște pe voi, pentru a lucra cu cineva și a începe să eliberați și să vă vindecați la modul propriu, să vă vindecați din boli, pentru că se poate, se întâmplă. Acum se întâmplă minuni. Se întâmplă minuni, deși este foarte greu. Este greu de dus, dar vom duce și ne vom alinia cu noua energie. Și începând din anul viitor, din luna februarie, lucrurile vor sta altfel pentru foarte mulți dintre voi. Cam asta am vrut să vă spun. Curând va apărea și o canalizare a Lordului Sananda pentru legat la fel de ceea ce se întâmplă în această perioadă și în prima perioadă a anului 2023. Ea este făcută, dar am de lucru la ea, încă puțin s-o urc și să vă prezint vouă. Încă mă gândesc la maniera cum să vă prezint. Până atunci, aștept comentariile voastre, aștept întrebările voastre, aștept, aveți curaj, vă rog, spuneți prin ceea ce treceți. Sunteți oameni și suntem un grup minunat și toți suferim și toți avem încercările noastre. Nu vă fie teamă să spuneți. Ați văzut că și eu vă povestesc încercările prin care trec și ceea ce simt. Vreau să fie un grup în care să ne susținem din ce în ce mai mult. Comentați, vă rog frumos. Cei care vor să lucreze cu mine mă găsesc pe adresa de mail ashtarlessonsarondlegait@gmail.com. Mă găsesc pe Facebook ca și Codrina Iancoveanu, deci numele meu. Tot ce aveți de întrebat, întrebați, vă rog, vă răspund la întrebări și în această perioadă vă susțin și vă trimit iubire, lumină și gânduri care să vă ajute și să vă echilibreze, să treceți mai ușor prin această gânduri de bine, ca să treceți mai ușor prin această perioadă. Rămâneți cu bine, să aveți o perioadă ușoară, aștept comentariile voastre.